Cercetătorii au declarat că mersul de sculț prin iarbă are o mulțime de beneficii, dar oamenii au uitat de această conexiune cu pământul. Ei pot scăpa de unele boli dacă vor face asta în timpul liber. Practica de a merge de sculț pe iarbă sau pământ se mai numește și împământare și aduce o mulțime de beneficii mentale și fizice. Cu toate acestea, unele persoane nu au mai făcut asta din copilărie și au uitat de conexiunea cu pământul. Fluxul sau conducerea electrică care are loc între piele și pământ atunci când acestea vin în contact, mergând de sculț pe iarbă, crește circulația și scade inflamația. Această practică te ajută să te eliberezi. Unul dintre beneficiile mersului de sculț este că întărește și întinde mușchii mici, tendoane și ligamentele picioarelor, gleznelor și gambelor. Această practică este foarte bună și la slăbit. Studiile au demonstrat o asociere pozitivă între mersul de sculț pe iarbă și îmbunătățirea somnului. Se crede că această conectare directă cu pământul vă stabilizează ritmurile circadiene. Cercetătorii au mai aflat că mersul de sculț pe iarbă poate scădea nivelurile circulante de cortizon, un hormon de stres care la rândul său ajută la promovarea unui somn mai profund și mai reparator. Studiile arată că împământarea pune pielea în contact direct cu pământul, permițând un flux natural de electroni de pe pământ în corp. Acești electroni au un efect antioxidant asupra organismului. Oamenii de știință au aflat că atunci când mergeți de sculț, puneți presiune maximă pe primul, al doilea și al treilea dege de la picior, care sunt punctele primare de presiune a reflexogiei pentru ochi. Aceștia vă recomandă să mergeți prin iarbă cel puțin de 2 ori pe săptămână, mai ales dacă stați la curte. Relatează evenimentul zilei.ro.